Din nou împreună în casa lui Dumnezeu și vă spunem ca Dumnezeu să vă binecuvinteze pe toți, fie că sunteți în sala bisericii, fie că sunteți în alte locuri, ne rugăm ca Dumnezeu să vă binecuvinteze prin Harul lui Cel Sfânt. Hristos s-a înălțat. Adevărat că s-a înălțat și datorită înălțării Lui, ceea ce trăim astăzi și rezultatul înălțării Domnului Iisus Hristos este de fapt Biserica lui Hristos și noi, poporul răscumpărat al lui Dumnezeu. Înălțarea Domnului nostru Iisus Hristos e o sărbătoare mare datorită faptului că noi, copiii lui Dumnezeu, credincioșii baptiști, am ales și alegem să sărbătorim acele sărbători care au de-a face cu evenimente și lucruri importante din viața Domnului Iisus Hristos. Nu sărbătorim sfinți sau alte lucruri, pentru că noi credem că ceea ce este important este tot ceea ce are de-a face cu viața și mântuirea pe care ne-a adus-o Domnul Iisus Hristos. În această dupămasă prin Harul lui Dumnezeu, aș dori să privim la înălțarea Domnului Iisus Hristos și la efectul înălțării Domnului Iisus Hristos asupra vieților fiecăruia dintre noi. Trebuie să înțelegem că după răstignire, ucenicii au căzut într-o stare de deznădejde. Au căzut într-o stare de depresie, cum am putea spune noi în ziua de astăzi, de descurajare, pentru că ei în timpul celor 3 ani și jumătate de lucrare a Domnului Iisus Hristos pe acest pământ, nu au înțeles care este planul lui Dumnezeu și care a fost scopul pentru care Domnul Iisus Hristos a venit pe pământ. Și Domnul Iisus Hristos în ziua în care a înălțat, când s-a întâlnit cu 2 dintre ucenicii lui care mergeau de la Ierusalim la Emaus, a fost nevoie să le explice anumite lucruri și să le clarifice anumite lucruri, pentru că ei nu au înțeles planul lui Dumnezeu. Și înțelegem lucrul acesta citind din Luca, de la capitolul 24, începând cu versetul 18, unde spune: drept răspuns, unul din ei, numit Cleopa, i-a zis: tu ești singurul străin aici în Ierusalim de nu știi ce s-a întâmplat în el în zilele acestea? Ce? Le-a zis el. Și ei au răspuns: ce s-a întâmplat cu Iisus din Nazaret, care era un proroc puternic în fapte și în cuvinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea întregului norod, cum preoții cei mai de seamă și mai marii noștri l-au dat să fie osândit la moarte și l-au răstignit. Noi trăgeam nădejde că El este acela care va izbăvi pe Israel, dar cu toate acestea, iată că astăzi este a 3-a zi de când s-au întâmplat aceste lucruri și ochii lor erau tot închiși. L-au văzut pe Domnul Iisus Hristos că El umbla cu ei pe drumul spre Emaus și nu L-au recunoscut și nici n-au înțeles planul lui Dumnezeu. Aș vrea în această dupămasă, în această seară, să ne punem întrebarea: oare noi, copiii lui Dumnezeu, care trăim astăzi în secolul 21, înțelegem noi care este planul lui Dumnezeu cu privire la viața mea? Înțelegi tu, iubite frate și iubite soră, iubit prieten, care este planul lui Dumnezeu cu privire la viața ta? Pentru ce trăim? Care este scopul pentru care ne trăim viața pe acest pământ? Trăim noi numai pentru a ne procura cele necesare vieții și ca să trăim de pe o zi pe alta, sau trăim pentru a îndeplini planul lui Dumnezeu pentru viața noastră? Dacă nu înțelegem planul lui Dumnezeu cu privire la viața noastră, vom ajunge să ne investim și să ne irosim viața, care de altfel este scumpă înaintea lui Dumnezeu și ar trebui să fie scumpă și pentru noi, căutând și urmărind lucruri inutile și lucruri fără valoare, și ne vom putea trezi la sfârșitul vieții că am făcut multe lucruri, dar n-am făcut de fapt ce contează cu adevărat și ce trebuia făcut. Doamne, cercetează-ne în această dupămasă. Înălțarea Domnului Iisus Hristos ar trebui să ne schimbe viața și scopul vieții,
în trăirea noastră scurtă de pe acest pământ. De aceea, în următoarele momente, iubiți ascultători, aș dori să ne îndreptăm cu toții atenția asupra înălțării Domnului Iisus. Și aș dori să ne punem următoarea întrebare. Oare de ce a fost necesar ca Domnul Iisus Hristos să se înalțe? Oare nu era mai bine pentru noi ca astăzi Domnul Iisus Hristos să fi trăit în mijlocul nostru și să fi fost încă în mijlocul bisericii Lui? Oare nu era mai bine ca să nu fi plecat de pe pământ și să fi rămas pe pământ? Trebuie să înțelegem, dacă citim Scriptura și studiem Scriptura în profunzime, vom descoperi că planul lui Dumnezeu cu privire la Domnul Iisus nu cuprindea doar naștere, trăire, slujirea de 3 ani și jumătate, moartea și învierea, ci planul Domnului lui Dumnezeu cu privire la Domnul Iisus Hristos cuprindea și înălțarea. Și înălțarea este un eveniment care urma în planul mântuirii, prin care Domnul Iisus Hristos se întorcea la Tatăl, la dreapta lui Dumnezeu, și după ce Domnul Iisus Hristos se întorcea în ceruri, Domnul Iisus Hristos îl trimitea pe Duhul Sfânt. Ascultați ce spune Domnul Iisus Hristos ucenicilor care erau descurajați atunci când Domnul Iisus le vorbea despre patimile Lui. Ioan capitolul 14, versetul 1 și 2 ne spune: să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă nu ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Domnul Iisus ne-a promis că El merge la Tatăl să ne pregătească un loc. Și pentru că a fost nevoie să se întoarcă la Tatăl, Domnul Iisus Hristos i-a avertizat și i-a anunțat pe ucenici dinainte că va pleca. Nu i-a luat prin surprindere sau nu voia să ia prin surprindere, deși știm că ucenicii au fost surprinși, că nu s-au așteptat. După ce l-au văzut în viață, sperau să rămână cu ei tot timpul. Dar era necesar, așa cum am spus puțin mai devreme, după cum spune Ioan capitolul 16, versetul 7, totuși vă spun adevărul, vă este de folos să mă duc, căci dacă nu mă duc eu, Mângâietorul nu va veni, dar dacă mă duc, vi-l voi trimite. Biți ascultători, Domnul Iisus Hristos trebuia să se ducă ca să ne pregătească în primul rând un loc, ca să facă ceea ce în vechime făcea tânărul mire când se pregătea de nuntă pentru mireasa lui. Și în nunțile evreiești, tânărul, înainte de a se căsători, trebuia să aibă casa pregătită unde să-și ducă mireasa. Și lucrul acesta simbolic, care ne duce cu gândul la nuntă, îl face și Domnul Iisus Hristos, așa cum știm mirele nostru. El se duce înainte, se duce la Tatăl, în casa Tatălui. De ce? Nu doar ca să ne aștepte acolo, ci să ne pregătească un loc, să pregătească pentru noi locul, să ne pregătească casa veșnică în care vom locui împreună cu El. Ăsta a fost primul motiv pentru care s-a dus Domnul, să ne pregătească un loc. În al doilea rând, era nevoie ca Duhul Sfânt să vină pe pământ. Și nu putea veni Duhul Sfânt, spune Domnul Iisus, dacă El nu se duce. Domnul Iisus Hristos trebuia să meargă la Tatăl, ca mai apoi să-L trimită pe Duhul Sfânt în locul Lui, ca înlocuitor, ca și Cel care ne aduce aminte de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Citim în Ioan capitolul 14, versetul 15 la versetul 18, dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele și eu voi ruga pe Tatăl și El vă va da un alt mângâietor care să rămână cu voi în viac, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-l poate primi pentru că nu-l vede și nu-l cunoaște, dar voi îl cunoașteți, căci rămâne cu voi și va fi în voi. Nu vă voi lăsa orfani, mă voi întoarce la voi. Nu-i așa că-s minunate cuvintele acestea, frați și surori? Ce mângâiere, ce confort pentru noi
să știm și să auzim cuvintele Domnului Iisus: nu veți fi niciodată singuri. Nu vă voi lăsa orfani. Nu o să fim niciodată. Ceea ce înseamnă orfan în lumea asta înseamnă fără tată sau fără mamă sau fără amândoi părinții. Domnul Iisus Hristos a spus: nu veți rămâne orfani. Dacă eu nu sunt cu voi, e Duhul Sfânt cu voi și nu veți rămâne singuri. Nu o să fiți niciodată părăsiți. Știți, unul din sentimentele cele mai puternice pe care le poate trăi un om e sentimentul de a fi părăsit. Omul, când se simte părăsit, pentru el e ca și cum îi se prăbușește pământul înainte. Domnul Iisus spune: voi nu veți rămâne singuri, nu veți fi niciodată abandonați, nu veți fi niciodată părăsiți. Știți care este tragedia multora din copiii care trec prin tragediile divorțurilor? Mulți din copiii aceia se simt abandonați, se simt vinovați pentru că părinții au divorțat, dar se simt părăsiți și nu-și găsesc locul. Când e la tata, vrea să fie cu mama, când e la mama, vrea să fie cu tata, pentru că ceva lipsește. Domnul Iisus a spus: voi nu veți experimenta lucrurile acestea. Nu veți fi părăsiți, nu veți fi singuri niciodată, căci Duhul Sfânt va fi cu voi. Ucenicii s-au bucurat că l-au văzut pe Domnul Iisus după înviere, dar s-au întristat când au înțeles că El trebuie să se ducă la Tatăl, deși Domnul Iisus îi pregătise pentru aceasta. Și El a trebuit să le explice ucenicilor cum stau lucrurile. Când ei n-au înțeles și ucenicii de pe drumul Emausului, cei doi, îi explică cu atâta pasiune Domnul Iisus Hristos, crezând că e un om oarecare, îi explică ce s-a întâmplat, cum de El n-au auzit, când Domnul Iisus Hristos le răspunde, în versetul 25 la 27 le spune: o, nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tălcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Iubită biserică, Domnul Iisus Hristos ne-a explicat în Scriptură planul de mântuire și ne-a explicat de ce trebuie să se înalțe. Ucenicii poate n-au înțeles, dar noi înțelegem mai bine, pentru că suntem la 2000 de ani de la înălțare și așteptăm ca Domnul nostru să-și țină promisiunea. Așa cum a promis, într-o zi se va întoarce și noi suntem mai aproape ca oricând de acel moment. Mai aproape decât orice altă generație de creștini de până acum. Înălțarea Domnului Iisus Hristos a fost necesară. A fost nevoie ca Domnul Iisus să meargă, să ne pregătească loc, a fost nevoie să-L trimită pe Duhul Sfânt, a fost nevoie să plece de pe acest pământ, pentru că așa era planul lui Dumnezeu. Dar haideți să ne uităm mai departe. După ce Domnul Iisus Hristos a înălțat, spune Scriptura: ci voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi. Care este implicarea activă a Duhului Sfânt în viața noastră după înălțare, între înălțarea Domnului și revenirea Domnului? În primul rând, dacă citim Efeseni, capitolul 1, versetul 13 și 14, ne spune: și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetuiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. Ce înțelegem din aceste lucruri? Înțelegem că Duhul Sfânt vine în viața mea și în viețile noastre, ne naște din nou și prin naștere din nou ne garantează, prin pecetluirea Duhului Sfânt, prin rămânerea Duhului Sfânt în viața noastră, ne garantează că într-o zi vom vedea roadele mântuirii într-o viață veșnică împreună cu El în cer. Iubită biserică, Duhul Sfânt nu este
o adăugare, o anexă la viața noastră. Nu este ceva separat de viața noastră, ci Duhul Sfânt e Cel care ne mântuiește, ne eliberează de păcat și vine să locuiască în viețile noastre. El nu-i doar o putere care se manifestă în noi, El este o persoană. O persoană care vrea să aibă o relație personală cu noi, iar în momentul în care noi nu ascultăm de Duhul Sfânt și nu ascultăm îndemnurile Lui, putem să-L întristăm. Efeseni, capitolul 4, versetul 13, un verset cunoscut care spune: nu întristați pe Duhul Sfânt al Lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt ne-a pecetluit, dar prin trăirea noastră, iubiți frați, surori și prieteni, putem să-L întristăm pe Duhul Sfânt. El are putere și își manifestă puterea noi, dar nu este doar o putere. Este o persoană care locuiește în noi și lucrează prin noi. Are voință și are un plan cu privire la viața noastră și scopul Duhului Sfânt în viața noastră, iubiți ascultători, este să ne asemene cu Domnul Iisus Hristos. Dar Duhul Sfânt, persoana Duhului Sfânt, nu este o persoană pe care noi să o folosim așa cum credem noi că este mai bine. Duhul Sfânt nu se lasă folosit de noi în mod personal, ci El dorește ca noi să ne lăsăm folosiți de El. De multe ori, ca biserică și ca oameni, spunem că noi vrem ca Duhul Sfânt să facă cu tare lucru și îi cerem să facă, să se ducă, să meargă, să facă. Duhul Sfânt nu este o persoană pusă la dispoziția noastră de Dumnezeu, ci noi trebuie să ne punem la dispoziția lui Dumnezeu Duhul Sfânt. Noi trebuie să fim aceia care ne supunem Lui și ne punem la dispoziția Lui și ne rugăm lui Dumnezeu să facă lucrul acesta în viețile noastre, pentru că doar așa El își poate face lucrarea în viețile noastre. Nu uitați, 1 Corinteni, capitolul 6, versetul 19 și 20 ne spune ce suntem noi. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți deci pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt al lui Dumnezeu. Trupul nostru nu mai este a nostru. Noi am fost cumpărați cu un preț și pentru că Duhul Sfânt ne-a cumpărat prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin prețul nespus de mare al Fiului lui Dumnezeu, noi nu ne mai aparținem nouă, ci aparținem Duhului Sfânt și noi nu mai putem trăi oricum. Noi suntem chemați să trăim așa cum îi place lui Dumnezeu. Trăirea în neascultare și trăirea în păcat îl întristează pe Duhul Sfânt din noi. Pentru că, așa cum spune numele Lui, El este Sfânt. 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 și 16 ne spune: ci după cum Cel ce v-a chemat este Sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci Eu sunt Sfânt. Iubiți ascultători, Duhul este Sfânt, Duhul lui Dumnezeu este Sfânt și noi suntem chemați ca și templele Lui să fim și noi sfinți, să ne lăsăm sfințiți de El, să avem o relație personală cu Dumnezeu, dar nu în termenii în care punem noi condițiile, ci în măsura în care El ne pune condițiile și termenii stabiliți de El. Este necesară și a fost necesară înălțarea, a fost. Dar a fost necesară după înălțare și implicarea și coborârea activă a Duhului Sfânt în viața noastră și prin viața noastră. Și în urma lucrării de înălțare și apoi de coborârea Duhului Sfânt și de implicarea Duhului Sfânt în viața noastră, ne uităm în ultima parte a mesajului la care e responsabilitatea noastră. Am văzut cât de necesară a fost înălțarea, am văzut că Duhul Sfânt a venit în urma înălțării și a făcut și continuă să-și facă lucrarea până la revenirea Domnului Iisus Hristos pe pământ, dar care e responsabilitatea noastră? Până când Domnul nostru se întoarce să ne ducă acasă,
Responsabilitatea noastră o găsim în Matei, capitolul 28, versetul 19 și 20. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Care este chemarea noastră și responsabilitatea noastră? Două aspecte vom urmări în această dupămasă. Primul aspect sau prima parte a responsabilității este să facem ucenici și a doua parte, despre care vom vorbi puțin mai târziu, este să ne pregătim pentru întoarcerea Domnului. Mai întâi, noi ca și copiii lui Dumnezeu avem o responsabilitate zilnică să facem ucenici. Cu alte cuvinte, să spunem altora ceea ce a făcut Domnul Iisus Hristos în viața noastră, să-L proclamăm pe Hristos, să proclamăm învierea Lui și eliberarea de păcat de care ne-a făcut și nouă parte. Domnul Iisus Hristos, ceea ce ne spune să facem noi, a făcut El mai întâi. El și-a investit cei 3 ani și jumătate de slujire în 12 apostoli, pe care mai apoi i-a trimis să ducă mai departe această veste a mântuirii. Domnul Iisus Hristos și-a investit viața în acei oameni și scopul nostru este să mergem și să căutăm oamenii care sunt deschiși, oamenii care, atunci când aud cuvântul, să fie cercetați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, să se întoarcă la Dumnezeu. Dar să nu ne oprim aici. Pentru că nu-i destul doar ca oamenii aceștia să audă Evanghelia și să ridice mâna și să se boteze. A face ucenici este doar un proces care începe cu pocăință, continuă cu botez și se termină abia la sfârșitul vieții de pe pământ, după ce Duhul Sfânt și-a făcut lucrarea în viețile noastre. Scopul nostru pe pământ este să ducem această veste a împăcării lui Dumnezeu. Lumea și Dumnezeu sunt vrăjmași datorită păcatului. Oamenii au păcătuit împotriva lui Dumnezeu și au devenit dușmanii vrăjmașii lui Dumnezeu. Și noi trebuie să ducem slujba împăcării. Noi, ca trimiși împuterniciți, așa cum spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, noi suntem chemați ca trimiși în puterniciți ai lui Hristos, ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu, asta e slujba noastră. Noi, ca și copiii lui Dumnezeu, trebuie să ducem slujba împăcării, să le spunem și altora despre această împăcare pe care Dumnezeu o face disponibilă, o pune la dispoziția noastră. Dar realitatea este că nu toți știm Biblia la fel de bine, nu toți suntem predicatori sau teologi, nu toți știm să mânuim cuvintele și să predicăm Evanghelia, dar știți ce putem face fiecare dintre noi? Putem face ce a făcut altă dată, în urmă cu aproximativ 2000 de ani, un om care a fost eliberat de Domnul Iisus Hristos de 2000 de demoni, aproximativ, o legiune de demoni îl posedau pe cel care noi îi spunem astăzi îndrăcitul din Gadara. Și omul acesta, în Evanghelia după Marcu, ni se spune, după ce a fost eliberat, a venit la Domnul Iisus Hristos și a spus: Doamne, vreau să merg cu Tine, vreau să Te urmez. Și spre surprinderea noastră, știți, când vine cineva să spună că vrea să vină după noi sau să învețe de la noi, noi abia apucăm lucrul acesta. Și nu-i rău, nu-i rea dorința acestui om, chiar a fost o dorință bună. Dar Domnul Iisus Hristos se pare că avea alt plan cu el. În Marcu, la capitolul 5, versetul 19, spune: Iisus nu i-a dat voie. Omul vrea să-L urmeze pe Iisus, să meargă să învețe de lege și spune: nu. Du-te acasă la ai tăi, povestește-le tot ce ți-a făcut Domnul și cum a avut milă de tine. El a plecat și a început să vestească prin Decapole tot ce-i făcuse Iisus și toți se minunau. Iubiți ascultători, s-ar putea să spuneți: frate păstor, dar eu nu știu să predic, nu știu să le spun oamenilor Evanghelia, nu știu cum să-i conving să vină la Domnul Iisus. Știți ce spune Domnul?
Tu te spune la ai tăi ce ți-a făcut Domnul. Nu trebuie să știi mare teorie. Spune-mi cum te-a luat Domnul din starea în care ai fost înainte de a-L cunoaște pe Domnul și până acum. Ce-a schimbat Domnul Iisus în viața ta? Cum te-a mântuit? Cum te-a scăpat de la iad? Cum ți-a dat o speranță? Cum ți-a dat o nădejde? Cum ți-a umplut inima de bucurie? Doamne, ajută-ne, chiar dacă nu știm să facem mare lucru, să spunem ce a făcut Domnul Iisus în viața noastră. Și uneori, spunând ce a făcut Domnul cu mine și cu tine, s-ar putea în anumite cazuri să fie mai eficient și mai de folos decât a asculta o predică pe internet sau mergând la o evangelizare de un mare predicator. S-ar putea ca, auzind cum a lucrat Domnul Iisus în viața ta și în viața mea, colegul, prietenul și cel care m-a văzut înainte și mă vede și acum, cel care m-a văzut cum eram înainte și cum sunt acum, să zică, măi, ceva s-a schimbat. Vreau și eu așa ceva. Doamne, ajută-ne să ne lăsăm folosiți de Tine. Ne-am obișnuit de multe ori cu confortul și cu lucrurile pe care le avem aici în biserică și ne fac să ne simțim bine între pereții bisericii. Dar Domnul Iisus Hristos nu a spus, chemați la biserică sau chemați în mijlocul vostru. Și a spus, duceți-vă! Domnul Iisus Hristos ne-a spus și ne spune și în ziua de azi, după 2000 de ani, duceți-vă și faceți ucenici. Ieșiți de pe ușile bisericii și Domnul, de muncă unde sunteți, mergeți între prieteni, spuneți-le despre Domnul, mergeți, căutați-i și arătați-le dragostea lui Dumnezeu. Iubită biserică, ne lipsește de multe ori lucrul acesta, pentru că ne-am pierdut pasiunea pentru Dumnezeu și ne-am pierdut pasiunea pentru a spune altora despre Dumnezeu. Nu mai avem nici dragoste unii față de alții cum ar trebui și nu mai avem nici față de Dumnezeu și nici față de cei pierduți. Doamne, aprinde din nou flacăra pentru Tine și focul pasiunii noastre pentru Tine. Ajută-ne să fim tot mai înflăcărați pentru a face voia Ta și lucrarea Ta. Să fim o mărturie pentru cei din jurul nostru, ca văzând viața noastră, oamenii să laude pe Dumnezeu, și așa cum spune Scriptura, și să-L caute pe Dumnezeu. Să căutăm grupuri de oameni, oameni care să fie deschiși, oameni care să fie dispuși să asculte Evanghelia. Da, este adevărat că sunt momente în care, dacă îi spunem cuiva Evanghelia și astăzi împotrivitor și mâine tot împotrivitor și tot timpul e la fel de împotrivitor, la un moment dat ne vom întoarce spre alții care sunt deschiși. Nu putem să tot aruncăm mărgăritare în gurile porcilor, cum spune Scriptura, ci trebuie să vedem unde lucrează Dumnezeu și să punem sămânță. Da, e adevărat, punem în toate părțile, dar dacă vedem că în anumite locuri e împotrivire, ne îndreptăm spre cele în care este deschidere și ne rugăm lui Dumnezeu să ne călăuzească în felul acesta. Să mergem acolo unde nu a auzit Evanghelia sau unde e deschidere cu Evanghelia și să ne rugăm zilnic ca Dumnezeu să ne ajute să găsim modalități de a-L mărturisi pe Domnul între cei din casă, între vecini, între colegi, între prieteni, între cei pierduți, între cei care nu cunosc adevărul și care încă nu L-au primit pe Domnul Iisus. Prima responsabilitate e să facem ucenici, să mergem la ei, duceți-vă și faceți ucenici. Mergeți în Ierusalim, în Iudeia, în toată Samaria și până la marginile pământului. Și după ce le-a spus aceste lucruri, Domnul Iisus a înălțat și ucenicii nu L-au mai văzut. Și vreau să ne închipuim acești ucenici care parcă încep din nou să fie dezamăgiți și descurajați și stau cu ochii pironiți spre cer și parcă așteaptă că după ce Domnul Iisus a înălțat să vină imediat. Dar nu s-a întâmplat asta și noi știm că de 2000 de ani încă nu s-a întâmplat lucrul acesta, nu s-a întors Domnul așa cum le-a promis. Dar spune că au venit acei îngeri și le-au spus, bărbați galileeni, de ce stați și vă uitați la cer? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul vostru va veni la fel cum l-ați și văzut mergând la cer. Iubită biserică, asta e speranța noastră. Asta e nădejdea noastră, asta e lucru care ne face să trăim cu pasiune. Să ne pregătim pentru revenirea Domnului. Domnul nostru vine, Maranata, amin?
Domnul nostru e mai aproape ca oricând. Doamne, ajută-ne să ne gândim zilnic la lucrul acesta și să ne pregătim pentru aceasta. Să înțelegem că avem o responsabilitate. Da, mergem să ducem Evanghelia, să facem ucenici, dar nu uităm, nu doar dăm altora, ci ne pregătim și pe noi. Să nu ne trezim cumva ca și fecioarele neînțelepte, care atunci când a venit mirele, n-aveau ulei în candele și s-au dus să caute. Și când au venit, spune mai pe urmă, Matei 25:11, au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Și el, drept răspuns, le-a spus: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Ar fi o mare tragedie ca cineva care urmărește acest mesaj și aude acest mesaj și care știe și e conștient de faptul că Domnul Iisus poate veni în orice clipă. Ar fi o mare tragedie să vină Domnul și să nu fim pregătiți. Pentru că dacă nu suntem pregătiți și Domnul își duce mireasa, biserica acasă, nu știu ce șanse vor mai fi pentru cei care rămân aici. Haideți să-i cerem lui Dumnezeu să profităm de șansa aceasta pe care o avem astăzi. Să ne pregătim astăzi. Domnul vrea ca acolo unde este El să fim și noi. În Ioan capitolul 14, versetul 3 spune: după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Domnul vrea ca noi să fim cu El. Dar noi oare vrem? Oare în inima noastră nu este o dilemă? Aș vrea să fiu și cu Domnul, dar aș vrea să fiu și cu lumea. E o mare problemă și un mare pericol pentru noi. Iubiți ascultători, să nu ne trezim veniți prea târziu pentru că am zis că aș vrea să fiu și cu lumea. Și dacă vine Domnul și rămân aici, s-ar putea să fie vai și amar de noi. Având această nădejde a revenirii Domnului Iisus, trebuie să trăiesc zilnic o viață sfântă și curată. De ce? Pentru că venirea Domnului poate fi în orice clipă. Matei capitolul 24, versetul 42 la 44 spune: vegheați deci, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul nostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei la ce strajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea, și voi fiți gata, căci Fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Domnul nostru poate veni în ceasul acesta, poate veni noaptea aceasta, poate veni mâine. Și dacă vine, iubite ascultător care ești în locul acesta, puneți întrebarea: dacă vine Domnul în următoarele momente sau astăzi, ce se va întâmpla cu mine? Dacă sunt sigur că voi merge cu Domnul, că mi-am pus viața în rânduială, mi-am predat viața lui Dumnezeu și sunt împăcat cu Dumnezeu, slavă Domnului! Ține-o tot așa și mergi înainte cu nădejde, știind că Domnul vine și tu ești gata. Pregătește-te în fiecare zi pentru asta. Dar dacă vine Domnul și nu ești gata, ce se întâmplă? Cum mă pot pregăti? În primul rând, mă pot pregăti luând pocăința în serios. Doamne, ajută-ne să luăm relația cu Tine și pocăința în serios. Și ajută-ne să înțelegem că Tu vrei să ne predăm viața în totalitate Ție. Gândul, privirile, vorba, inima, dorințele, tot ceea ce am să mă pun în slujba lui Dumnezeu. Dumnezeu nu vrea jumătăți de măsură, ori sunt cu totul la Lui, ori deloc. Doamne, ajută-ne să ne predăm cu totul Ție, să ne pocăim de păcatele noastre și să spunem: Doamne, de astăzi vrem să Te slujim pe Tine. Dar dacă nu pot spune încă lucrul acesta, mă rog lui Dumnezeu să ne cerceteze astăzi și să nu ne punem în pat la noapte fără să nu ne rezolvăm problema mântuirii și a pocăinței cu Dumnezeu. Pentru că dacă vine Domnul, să merg cu El în slavă. Fie ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Ucenicii aveau o nădejde. Nădejdea lor era că Domnul Iisus, așa cum a promis, se va întoarce să ne ia cu El. Să ia cu El și să ne ia și pe noi. Ne rugăm lui Dumnezeu să înțelegem că scopul înălțării Domnului Iisus a fost acela de a ne pregăti un loc și după ce ne pregătește locul, să-L trimită
pe Duhul Sfânt să vină să îi pregătească și pe ceilalți și să putem într-o zi să fim acolo. Duhul Sfânt și-a făcut și își face lucrarea, să ne lăsăm la dispoziția Duhului Sfânt și transformați de El. Pentru că atunci când vine, noi să fi făcut ceea ce trebuie să facem. Să mergem să spunem altora ce a făcut Domnul în viața noastră și să putem să ne pregătim pentru revenirea Domnului nostru. Domnul să ne ajute pe toți la aceasta. Amin.